Devotați poporului nistrean. Astăzi milițienii marchează sărbătoarea profesională. Spațiu locativ accesibil, încă un bloc cu multe locuințe, de această dată la Grigoriopol. Elevii din Nistrenia trec la învățământul la distanță. Bine v-am găsit! E ora știrilor în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce evenimente se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Devotați poporului nistrean și profesiei alese. Astăzi milițienii marchează sărbătoarea profesională. Pe platoul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc activitatea solemnă. Au fost depuse flori la monumentul celor 42 de colaboratori căzuți la datorie. La ceremonie a participat prezidentul Republicii Vadim Krasnoselski. Pentru Vadim Krasnoselski această activitate are o importanță deosebită. Șeful statului a condus organele de drept și personal i-a cunoscut pe mulți milițieni eroi căzuți la datorie. Memoria lor a fost cinstită cu o clipă de reculegere. Pentru mulți colaboratori, 29 de ani s-au scurs foarte repede. Satornicirea organelor de drept în Nistrenia a avut loc în condiții destul de complicate. Atunci când a fost distrusă Uniunea Sovietică, când naționaliștii din Moldova au început agresiunea împotriva poporului nistrean, împotriva tânărului stat. Este important să ne amintim despre perioada de grea cumpănă, când în anii 90, după sfârșirea acțiunilor militare, miliția nistreană s-a isprăvit cu situația criminogenă de la noi din țară. Astăzi adresăm cuvinte de mulțumire veteranilor organelor de drept, care s-au aflat la bazele creierii Ministerului. Experiența lor a fost binevenită și acum la noi în Republică activează un sistem bine organizat, cu adevărați profesioniști, care contribuie la o descoperire înaltă a crimelor. Ministerul Afacerilor Interne la moment e format din mai multe subdiviziuni. Miliția criminogenă, de securitate publică, activează cu succes instituțiile care pregătesc cadre înalt calificate pentru departament. Astăzi noi reprezentăm cel mai puternic, responsabil și multilateral departament al Ordinii de Drept, miliția. Pregătirea permanentă de a veni în ajutor, tendința de a asigura protejarea de drept a cetățenilor și pregătirea profesională înaltă, iată trăsătura distinctivă a colaboratorilor noștri. Noi primii ne ridicăm la lupta cu criminalitatea, încălcările ordinii, consecințele stihiilor naturale, iar în anul curent destoinic am ținut piept răspândirii pandemiei. Anume, colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne, primii au luat asupra sa lovitura în lupta cu infecția necunoscută. Vă sunt recunoscător pentru serviciu, atenție și răbdare față de oameni, dăruire totală, bărbăție și fermitate. Prezidentul le-a înmânat celor mai activi colaboratori medalia pentru salvarea vieții. Vadim Krasnoselski personal l-a felicitat pe sergentul miliției Eugeniu Cricunenco, care la 23 octombrie a salvat o mamă tânără nimerită în nenorocire. La fel, cei mai destoinici colaboratori au fost avansați în grad. Doi colaboratori ai miliției au primit cheile de la apartamentele de serviciu. Parcul Kirov din capitală și-a schimbat aspectul și denumirea. Acum el e Parcul Pocroavelor. Aceasta coincide cu trecutul și prezentul lui. Însuși teritoriul parcului l-a restabilit Ministerul Afacerilor Interne. Colaboratorii miliției l-au amenajat timp de un an. Acum el e de nerecunoscut. Cândva aici era amplasat cel mai mare cimitir din oraș, dar prin anii 30 ai secolului trecut mormintele au fost nivelate cu pământul și creată zona de parc. Deja în veacul nostru acest moment a fost recunoscut drept o nedreptate istorică și pe teritoriul lui a fost construită Biserica Întâmpinării Domnului și Mănăstirea pentru Femei. În ce privește parcul în întregime, apoi tutela asupra lui și-a asumat-o Ministerul Afacerilor Interne aflat în apropiere și acum parcul e de nerecunoscut. Mulți ani, parcul a fost nu cel mai atrăgător loc, atât pentru odihnă, cât și pentru trecători. Desfășurând subotnicul, am decis să-l curățim de crengi uscate, munți de gunoi. N-a fost un lucru planificat, ci a fost o decizie spontană, ce venea pas cu pas. Au fost făcute cărări, iluminare, parcare, teren pentru copii. Treptat, parcul a început a se renova și văzând numărul de copii de pe terenul de aici, am înțeles că am ales o cale corectă. Astăzi a avut loc transmiterea oficială a parcului renovat a autorităților orașului Tiraspol. La activitate a luat parte și prezidentul Republicii. Împreună cu autoritățile orășenești, colaboratorii Ministerului de Interne și veteranii organelor de drept au făcut o plimbare prin parcul renovat. Acum accesul orășenilor și vizitatorilor e liber, a savurat din frumusețea noii zone de odihnă poate fiecare. Sp-
Spațiul locativ accesibil, programul Yemenita asigura cu apartamente bugetare, inclusiv cu laboratorii de interne. Astăzi a fost dată în exploatare încă o casă cu multe apartamente. Activitatea a fost desfășurată în cadrul sărbătorii profesionale a milițienilor. Blocul e situat pe strada Șciors din Grigoriopol, e al șaselea obiect reconstruit din mijloacele Ministerului de Interne. Aici vor locui 18 familii care în 2019 au format cooperativa locativă, majoritatea din care sunt milițieni. Spațiul locativ într-adevăr e accesibil, un metru pătrat costă 1190 de ruble sau 73 de unități convenționale. În așa mod, locuința cu o odaie pentru bugetari costă 2500 de dolari, cu două, 3500, cu trei odăi, 4500 de unități convenționale. Inițiatorul programului realizat din contul construcțiilor de lungă durată e prezidentul Vadim Krasnosilski. Șeful statului, felicitând noi locatari, a specificat că 2 ani în urmă era complicat a ne imagina că șantierul de construcție aflat într-o stare deplorabilă se va transforma într-o casă confortabilă și foarte comodă. Vadim Krasnosilski a menționat că, grație realizării programului de stat, bugetarilor li se oferă posibilitatea de a procura spațiul locativ din propriile finanțe cu susținere din partea statului. Sunt convins că această casă va fi plină de bucurii, zâmbete, liniște sufletească și armonie. Asemenea, programuri trebuie să fie realizate în fiecare oraș pentru a le oferi oamenilor ocazia, în special lucrătorilor din sfera bugetară, din propriul salariu și mijloacele creditării accesibile, să procure propriul spațiu locativ. Cu scopul amenajării teritoriului, prezidentul le-a adus în dar locatarilor acestei case trenajoare folosite în aer liber. Pas grațios, elemente de concur, chiar și escortarea infractorilor. Către ziua miliției, Clubul Sportiv Ecvestru Dinamo Triumf a pregătit niște prezentări demonstrative. Despre ele povestim chiar acum. Arta de a conduce animalele grațioase, manifestată de către colaboratoarele subdiviziunilor Ministerului de Interne. Ele au înfrumusețat parada către ziua Republicii. Maestria sportului ecvestru o demonstrează și acum. A fost complicat, dar greutățile acestea ne fac viața mai frumoasă. Învățăm a fi mai îndrăzneți, mai activi, înțelegem de ce avem nevoie în viață, vom face aceasta și în continuare. Clubul Dinamo Triumf a fost creat în baza subdiviziunii ecvestre al Ministerului de Interne 2 luni în urmă. Cai de trap, lituanieni și ucraineni de călărie, cai de transportare a greutăților. Cei mai disciplinați fac serviciul în miliția ecvestre, alții sportivi pentru concurs. Pentru a pregăti animalele către serviciu sunt necesari numai puțin de 2 ani. Caii sunt învățați să n-aibă frică de sunete înalte, de lumini aprinse și întuneric. Буквально всего 10-12 наездников. 3 ani la rând folosind cai, câte 10-12 călăreți mergeam în zonele de parc din Republica noastră. Și timp de 3 ani acolo n-a fost nicio încălcare. E un indice foarte bun. În club sunt toate cele necesare pentru ocupații în orice perioadă a zilei. Iarna lucrează arena închisă. A se ocupa pot toți doritorii. Vedem cum colaboratorii afacerilor interne pot îmblânzi animalele acestea minunate, cum ele îndeplinesc mișcările sportive foarte complicate și înțelegem că în spate se află un lucru minuțios. Pentru programul efectuat excelent, caii primesc delicii, iar călăreții aplauze. Și cu toate că acesta e doar primul lor program de sărbătoare către ziua miliției, Dinamo Triumf promite și mai departe să vină cu prezentări triumfale. Elevii din Nistrenia trec la învățământul la distanță. După vacanță și până la 1 decembrie, studiile vor fi online. E vorba doar despre cei din clasele a 5-a, 11-a. După vacanță, elevii claselor primare vor reveni în clase. Această decizie a fost luată în ajun de către Centrul Operativ de pe lângă prezident. Trimestrul 2 va lua start peste o săptămână, la 16 noiembrie, dar în băncile școlare se vor așeza nu toți. Elevii școlii medii și superioare vor învăța la distanță până la 1 decembrie. Școala primară va continua studiile în regim obișnuit. Trebuie să fie luată situația la un control strict, nu mai mult de 4 lecții în zi și fără ocupații adăugătoare. Și nu trebuie să apară obstacole pentru părinții care doresc ca odraslele lor din școala primară să învețe la distanță. Această sarcină a trasat-o prezidentul. Administrația școlilor trebuie să asigure studiile online. În școli este totul gata pentru procesul de învățământ.
Если в прошлом... Dacă în anul trecut de studii aceasta a fost pentru noi o mare problemă, apoi acum despre procesul online s-a vorbit foarte mult. A fost prelucrată multă informație. În timpul verii, pedagogii și-au perfecționat cunoștințele de lucru la computer, au studiat platformele. Adică pot spune că învățătorii la moment sunt mai bine pregătiți decât au fost la sfârșitul anului trecut de studii. Învățământul distanțional este o măsură forțată. Nivelul de infectare a copiilor de vârstă școlară crește. Fiecare al optulea ce se află în spitalul COVID e student sau elev. În grădinițele de copii, situația ce ține de răspândirea virusului se află la control. De aceea ele își continuă activitatea. La noi în Nistrenia, numărul persoanelor infectate de COVID este aproape de 8.000. Spitalele sunt supraîncărcate. La moment se tratează circa 1.800 de pacienți. 25 de bolnavi se află în secția de reanimare. 3 sunt conectați la aparatul de ventilare artificială. Experiența noastră ne demonstrează că pacienții care sunt internați cu o formă ușoară foarte repede progresează. Ei au pneumonie, de aceea la etapa dată se lecuiesc în staționare. Noi vom căuta și posibilități suplimentare. În toate orașele și raioanele pregătesc locuri de rezervă. Încă circa 1.200 de locuri adăugătoare pentru bolnavii COVID. La Râbnița se apropie de sfârșit reparația policlinicii pentru copii. Spitalul COVID va fi în căminul instituției politehnice. Fondul de paturi este extins și la Kamenka. Recent acolo a fost deschis spitalul COVID în baza spitalului orășenesc. Vor fi primiți maxim 70 de pacienți. Începând cu săptămâna viitoare, bolnavii COVID vor fi primiți în baza școlii Suvoroviste Republicane și a Corpului de Cadeți. În dormitoare vor fi pregătite locuri pentru 330 de persoane. Înșiși elevii vor învăța la distanță. Va fi creat spitalul COVID și în baza profilactoriului însorit din Dniestrovsk. Aceasta este decizia centrului operativ de pe lângă prezident. Toate acestea se fac din cauza creșterii numărului de bolnavi. La Dubăsari continuă modernizarea hidrocentralei electrice. De fapt, ea a început încă în martie curent, dar din cauza pandemiei, lucrările au fost stopate. La moment, la stație activează specialiști din Sankt Petersburg. Prima pe râul Nistru. E vorba despre hidrocentrala electrică din Dubăsari, care a fost construită în anii 1950-1955. La moment, ea asigură cu electricitate 70% din populația Republicii. Pe atunci era considerată una din cele mai moderne în teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Primii pași în reconstrucția utilajului stației au fost făcuți în martie curent, dar din cauza pandemiei lucrările au fost stopate. La moment, aici activează specialiști din Sankt Petersburg. Efectuăm modernizarea hidroagregatelor și reglementăm puterea lor de producere. Toate trei deja sunt trecute la automatica nouă. Am început cercetările unuia din ele, apoi lucrările vor continua în grup. Modernizarea stației a fost necesară, fiindcă în ultimul timp au fost înregistrate un șir de avarii. Și aceasta e clar, căci tot utilajul funcționează de la darea în exploatare a ei. Mai sunt și realitățile contemporane, care înaintează anumite cerințe. Parametrii noi ai hidroagregatelor esențial vor îmbunătăți calitatea energiei electrice produse. În general, starea stației mi-a plăcut. Se vede că este întreținută la un nivel cuvenit. Tot sistemul funcționează în regim obișnuit. Specialiștii din Federația Rusă vor munci la hidrocentrală încă câteva săptămâni. Urmează să verifice nu o singură dată noii parametri ai celor trei hidroagregate. Hidrocentrala din Dubăsari a cunoscut mai multe fenomene climaterice. În anul 1969, în raionul ei, stația a fost practic blocată de blocuri de gheață. Conform datelor foștilor specialiști, înălțimea lor ajungea până la 4 metri. Asemenea, fenomen a fost primul și ultimul în istoria climaterică a Nistreniei și hidrocentralei electrice de la Dubăsari. Atunci iarna a fost foarte geroasă. Apa din râul Nistru a înghețat până la 2 metri, pe când în timpul unei ierni obișnuite, doar ceva mai bine de un metru. Mișcarea blocurilor de gheață pe apă de obicei are loc la sfârșitul lui februarie, când începe încălzirea aerului. Fenomenul dat este periculos prin crearea unui baraj natural. Drept rezultat, nivelul apei crește esențial. În 1969, el a crescut cu mai bine de un metru. Atunci, dacă n-ar fi fost întreprinse măsuri urgente, putea fi deteriorată mult stația și inundat sectorul locativ al orașului din apropiere.
Дежурный инженер. Inginerul de serviciu plecase la masă seara. Pe atunci era un așa regim de muncă. Când a venit peste o oră la serviciu, a văzut că blocuri de gheață erau pe pilonii de energie electrică. Urgent, la fața locului au venit specialiștii. În regim obișnuit, porțile hidrocentralei sunt deschise timp de 24 de ore. În situația dată, timp de o oră, blocurile de gheață s-au scurs în josul râului. La moment, spun specialiștii, asemenea cazuri nu se pot întâmpla. Râul Nistru este regulat de două stații, de cea din Novodnistrovsk, apoi de cea de la Dubăsari. Cam atât pentru această oră. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară Căb și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!